Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, mulțumim Domnului de părtășia pe care o putem avea în seara aceasta, în locul acesta, sub îndrumarea Domnului și sub călăuzirea Domnului. Mulțumesc fraților care mi-au făcut această chemare să am onoarea să vă slujesc și continuăm să ne rugăm ca Domnul să reverse harul său peste noi. Amin. Aș vrea să rămânem la cartea lui Ezechiel, la capitolul 8. Și vom citi de la versetul 5 la versetul 18, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 809. Vă invit, dacă nu vă este prea greu, să ne ridicăm înaintea Domnului și vom asculta pasajul acesta. El mi-a zis: Fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte, iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte de poarta altarului la intrare. Și el mi-a zis: Fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marele urâciuni pe care le săvârșesc aici casa lui Israel ca să mă depărteze de sfântul meu locaș? Dar vei mai vedea și alte urâciuni mai mari. Atunci m-a dus la poarta curții, m-am uitat și iată că era o gaură în perete. Și mi-a zis: Fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă și mi-a zis: intră și vezi uriciunile cele rele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri de târătoare și de dobitoace uricioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. Înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o candeliță în mână și se înălțau nor gros de tămâie. Și el mi-a zis: Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Și mi-a zis: vei mai vedea și alte urăciuni mari pe care le săvârșesc ei. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului din spemează noapte. Și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. El mi-a zis: vei auzi, fiul omului, vei mai vedea și alte urăciuni mai mari decât acestea. Și m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu spatele întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Și el mi-a zis: vezi, fiul omului, este prea puțin oare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei urăciunile pe care le săvârșesc aici? Trebuia să mai umple și țara cu sălnicie și să nu înceteze să mămânie, iată că ei își apropie ramura de nas. De aceea eu voi lucra cu urgie, ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura, chiar dacă vor striga în gura mare la urechile mele, tot nu-i voi asculta. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Ezechiel este luat de Duhul Domnului și dus la templu. Israel a fost chemată ca o națiune să fie lumină pentru popoare. Popoarele să vadă ce înseamnă Dumnezeul lui Israel prin comportarea israeliților, a evreilor, atât în domeniul comercial, cât și în domeniul ospitalității, cât și în domeniul închinării, cât în toate domeniile vieții. Dumnezeu le-a spus: vă fac cap și nu coadă. Cuvânt al Domnului care se păstrează și în ziua de astăzi, marea majoritate a laureaților premiului Nobel fac parte dintre evrei. Pentru că Dumnezeu în suveranitatea Lui își împlinește cuvântul Lui, slăvit să-i fie numele. Amin. Însă, iubiții mei, ei care trebuiau să fie lumina neamurilor și călăuza neamurilor spre un Dumnezeu viu, spre singurul Dumnezeu adevărat, spre singurul înălțat și slăvit, s-au depărtat de la Dumnezeu și au început să se închine la idolii neamurilor, la tot felul de dumnezei, la tot felul de dobitoace, la tot felul de ființe din lumea imaginară și din lumea terestră. Și Dumnezeu, în supărarea Lui, i-a condamnat, a trimis peste ei popoare, i-a judecat, dar le-a spus: aveți grijă de templul meu cel sfânt. Oriunde își înălțau pe un deal ceva, își făceau acolo o înălțime, unde făceau un altar, unde aduceau jertfe soarelui, aduceau jertfe sistemelor solare, aduceau jertfe lui Baal, lui Astartea. Cu toate acestea, Dumnezeu îi pedepsea, dar spunea: aveți grijă de templu, că eu locuiesc în Sfânta Sfintelor, sunt între heruvimii de pe capacul de ispășirii de acolo, sunt acolo prezent. Mi s-a prezentat astăzi aici că la un moment dat slava Domnului a ieșit de acolo, s-a pus pe pragul casei lui Dumnezeu.
apoi a ieșit de acolo și a plecat slava lui Dumnezeu, după care a început urgia Domnului. De ce anume a plecat slava Domnului? Textul biblic din ziua de astăzi, tocmai asta vine și spune. De foarte multe ori evreii au trăit cu concepția asta, templu Domnului, templu Domnului. Dumnezeu nu pleacă de la noi. Putem să facem o grămadă de năzbâtii. Putem să ne închinăm la ce vrem noi. Dumnezeu e prea bun. El nu-și părăsește locul lui. El are un templu al lui. El e în Sfânta Sfintelor acolo. Ca atare, putem să ne băgăm și în templul lui. Putem să punem un idol, să-l facem gelos. Putem să ne închinăm soarelui cu spatele la templu. Putem să-l neglijăm. El nu părăsește. Și vedeți dumneavoastră ce spune Domnul aici în versetul pe care l-am citit, versetul 6. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urăciuni pe care le săvârșesc aici, în casa lui Israel, ca să mă depărteze de sfântul meu locaș? Domnul n-avea de gând să plece din locașul ăla. Dorea să rămână în mijlocul lor. Dorea să rămână binecuvântare pentru ei. Dorea să-i facă cap între națiuni. Dar ei l-au scos pe Domnul din sfântul locaș cu atitudinile lor. Stimații mei, foarte multe învățături vechi testamentale s-au abrogat. Legile ceremoniale nu mai există. Aș vrea să vă spun ceva, că Dumnezeu a rămas același privitor la idoli. Când biserica primară s-a întrunit și când iudaizatorii mergeau prin bisericile construite prin har și prin îndurare și le spuneam felul următor, da, ați fost mântuiți prin credință, prin har și ăsta este darul lui Dumnezeu, dar voi nu vă puteți duce mântuirea până la capăt decât dacă țineți legea lui Moise. Și atunci s-au adunat frații la Ierusalim și ne arată cuvântul Domnului că frații au făcut o întrunire acolo și au constatat că credincioșii din bisericile nou formate, dintre evrei și neamuri, au datoria să țină ceva. Și atenție ce spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 15, cu versetul 28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace zugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Dintr-o dată, lucrurile jertfite idolilor, care împânzesc lumea noastră de astăzi, li se spune credincioșilor să se păzească de ele. De ce? Apostolul Pavel comentează și spune că un idol este ceva. Un idol nu este nimic, dar idolul acela în spatele lui, în spatele lemnului, în spatele fierului, în spatele aurului, în spatele lucrurilor la care te închini tu, este altceva. Și spunea apostolul Pavel, în spatele fiecărui idol al neamurilor există un drac, un demon. Și tu intri în părtășie cu demonul ăla, prin lucrurile alea, cu care te întreții tu, cu care îți place. Intri în părtășie și apostolul vine și spune foarte clar, permiteți-mi să vă citesc din 1 Corinteni, în capitolul 10, cu versetul 19. De ce zic eu că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu... Ar fi o posibilitate? Da. Da. Dacă n-ar fi, n-ar fi subliniat aici. Dar ar fi o posibilitate ca tu, credincios din Biserica Domnului, să nu mai fii în împărtășire cu Domnul tău prin Duhul Sfânt, ci să ajungi din cauza unor lucruri închinate idolilor, consacrate unui anumit zeu sau anumite stări de lucruri, să ajungi în împărtășire cu demonul care e în spate acolo. Și apoi Pavel vine și spune în felul următor, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor, sau vrem să întărtăm pe Domnul la gelozie, suntem noi mai tari decât El? Asta se poate întâmpla în timpul nostru, frații mei. Textul pe care l-am citit eu e din Ezechia pentru Israel, dar luăm aplicația practică pentru noi. Astea se pot întâmpla astăzi în mijlocul nostru. Îl putem întărta pe Domnul la gelozie.
Foarte multe din lucrurile pe care le suferim astăzi nu erau în planul lui Dumnezeu, dar nu te poți juca cu dragostea lui Dumnezeu. Te scoate Dumnezeu din lumea asta, lasă oameni mai bogați, mai frumoși, mai școlați, mai pregătiți ca tine, îi lasă în întuneric și pe tine te aduce pe calea mântuirii și îți descopere harul lui Dumnezeu și toarnă peste tine Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Și la un moment dat tu cochetezi cu vrăjmașul lui Dumnezeu. Și la un moment dat tu ești în împărtășire cu tot soiul de draci. Și la un moment dat ești în împărtășire cu tot felul de duhuri necurate. Crezi că Dumnezeu care a pus Duhul Sfânt în tine și te-a ales pentru El, spune, îl abandonezi așa? Nu, îl faci pe Dumnezeu să fie gelos pentru tine. Singura soluție pentru evrei atunci și pentru noi acum este să ne pocăim, Doamne ajută! Pocăința înseamnă, dau la o parte idolul meu, că-i mașină, că-i bani, că-i euro, că-i muncă, că-i ce ar fi, îl dau la o parte, îl scot afară, mă pocăiesc de lucrul ăsta. Dar dacă ții la idolul tău, Dumnezeu lovind idolul te va lovi pe tine. Dacă îl scoți afară, prin pocăință, să spui, Doamne, m-am pocăit, am fost întunecat la minte, am muncit ca un om care n-avea liniște, nu mă mai interesa adunarea, nu mă mai interesa casa ta, nu mă mai interesa bolnavii, nu mă mai interesa misiunea, mă interesa euro, euro, euro și iar euro. Îmi plăcea deja lucrul ăsta. Și când Dumnezeu vine și spune, este un idol lucrul acesta și ai grijă, ești mai tare ca mine să mă întărâți la mânie? Și în momentul în care îți dai seama, spui, Doamne, scot afară, lucrez și eu cât lucrează ceilalți, am pâinea aceea de toate zilele, binecuvintează timpul meu, rânduiește-mi, dar vreau când e adunare să mă duc să mă întâlnesc cu tine, vreau să mă duc la repetiție, vreau să înalț numele tău, vreau la rugăciune, vreau la stăruință și nu avea eu tot ce au ceilalți sau ce visez eu, dar vreau să steam pe tine, Doamne ajută! Când ai scos afară, Dumnezeu nimicește idolul respectiv. Dar pe tine te salvează pocăința. Dar dacă tu ții lucrurile acolo și rămâi împietrit în încăpățânarea ta, Dumnezeu, lovind idolul, te va lovi și pe tine. Te va lovi și pe tine. De aceea e foarte important pentru noi să ținem cont de aspectul acesta. Apostolul Ioan a fost un apostol al iubirii, așa numit de teologi. Și el este foarte îngăduitor ca un părinte spiritual. De fapt, conceptul acesta de părinte spiritual îl găsim cel mai mult la el. În epistolele lui, el împarte și le vorbește copiilor, le vorbește tinerilor și le vorbește părinților. Și el se poartă ca un părinte. El îi spune copiilor, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Starea aceasta de cădere, starea aceasta când începi să mergi, starea asta când începi să vorbești, starea inițială pe drumul credinței te predispune la anumite greșeli câteodată, te predispune la anumite căzături. Nimeni nu poate merge de cum se naște. Va merge puțin pe lângă perete când începe, va face un pas, dar nu va merge pas de filare din prima. Până învață să meargă, se va cumpini așa, va mai cădea. Ei bine, copilașilor, Ioan le spune, chiar dacă în drumul vostru nu e ideal să cădeți, nu e ideal să cădeți, nu se dorește să cădeți, dar dacă ați căzut totuși în drumul vostru, este la Tatăl Mijlocitor. La tineri nu li se scrie asta. La tineri li se scrie, v-am scris tinerilor pentru că sunteți tari și că cuvântul Domnului rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Ați biruit pe cel rău. Și apoi le scrie părinților, v-am scris părinților pentru că ați cunoscut pe cel de la început. Cu toate că este atât de indulgent, mai ales cu momentele de început ale pocăinței, cu momentele de debut a credinței creștine. Cu toate astea, Apostolul Pavel încheie prima lui epistole cu următoarele gânduri. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Fiți atenți, vă mai puteți juca cu una cu alta, mai puteți spera la ceva, dar fiți foarte atenți ce faceți cu idolii. Păziți-vă de ei. Identificați-i foarte clar și stați la distanță. Păstrați distanța corespunzătoare să nu vă întineze. Iubiții mei, mesajul acesta a fost foarte clar pe timpul lui Ezechia și este foarte clar în zilele noastre de astăzi. Ar fi foarte bine să ne uităm în viața noastră să identificăm lucrurile care ne iau finanțele noastre, care ne iau timpul nostru, care ne ia energia noastră, despre ce vorbim noi mai mult, despre ce anume. Care sunt lucrurile care ne pasionează?
O, dacă ne pasionează Evanghelia și vorbim între noi cu psalmi și cântări de laudă și tot ne dă ghes inima să vorbim, nu-i nicio problemă. Dacă ne pasionează repetiția să cântăm pe voci și să lăudăm numele Domnului și să mergem în misiuni și să învățăm la instrumente, slăvit să fie Domnul. Dar dacă ne pasionează altceva, aș vrea ca Dumnezeu să ne conștientizeze și cu ajutorul Domnului să ne pocăim, Doamne ajută! Eu sper că în timp ce vorbesc aici, mai mult decât reușesc eu să explic sau să spun, Duhul Sfânt să-ți vorbească. Și sunt lucruri pe care predicatorii nu le spun pe nume. Dar Duhul Sfânt vine la inima ta, la urechea ta și spune, lucrul ăsta trebuie să rezolve în viața ta. Să ne ajute Dumnezeu. Frații mei, închinarea la idol, aș vrea să vă spun că este o urăciune înaintea lui Dumnezeu, în primul rând pentru că este o decădere spirituală. Coroana creației lui Dumnezeu nu-s șerpii, coroana creației lui Dumnezeu nu-s boii, coroana creației lui Dumnezeu nu-s maimuțele, coroana creației lui Dumnezeu este omul, slăvit să fie Domnul. După ce Dumnezeu a amenajat tot pământul, după ce a pus plante, după ce a pus flori, după ce a pus presiune atmosferică să fie aproximativ de o atmosferă, după ce a pus temperatura optimă în lumea aceasta, după ce a creat toate viețuitoarele și toți peștii mării, la urmă a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră și el să stăpânească pe pământ. Ne-a făcut Dumnezeu să semănăm cu el, ne-a făcut Dumnezeu să intrăm în relație cu el. Adam vorbea cu Dumnezeu. Nu ne arată Scriptura că girafa vorbea cu Dumnezeu. Nu ne arată Scriptura că vreo ființă creată din lumea aceasta avea puterea să vorbească cu Dumnezeu. Dar Adam în răcoarea zilei se întâlnea și vorbea cu Dumnezeu. Ori, iubiții mei, suntem făptura creată de Dumnezeu să discutăm cu El, să vorbim cu El și mai mult să ne închinăm Lui. Amin. Asta e singura stare normală. Că pentru că deasupra noastră este doar Dumnezeu, atot înțeleptul, atot puternicul, cel ce este sfânt, 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 slăvit să-i fie numele. Și sub El suntem noi și ne închinăm Lui. Ori de câte ori, frații mei, ne închinăm la altceva, decădem spiritual. De obicei, ființa slabă, neputincioasă, se închină la cea puternică. Închinarea noastră în fața lui Dumnezeu e normală, dar închinarea în fața unui bou nu e normală. Nu-i normală. Recunoști că e mai capacitat ca tine. Recunoști că e mai deștept ca tine, că altfel nu te-ai ruga la el. Și pe Dumnezeu îl supără depravarea aceasta. Orice altă ființă, chiar mitologică luată, nu este la înălțimea ta. Spune Scriptura, l-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri. Dar în starea asta, noi ne închinăm lui Dumnezeu, Doamne ajută! Este o decădere spirituală și aș vrea să vă spun, trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta, foarte atenți. Spune Scriptura că bătrânii aceia lui Israel se închinau la tot felul de făpturi. Permiteți-mi să citesc textul acela biblic pe care l-am recitit de aici, unde spune Scriptura, versetul 10, am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri de târătoare și de dubitoace urăcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăvite acolo. Aș vrea să vă spun, stimații mei, făpturile acestea care zugrăvite acolo nu sunt la înălțimea ta, nu sunt la înălțimea mea, nu era la înălțimea lor și Dumnezeu era întărtat de mânie. De ce te depravezi așa? De ce cobori așa de mult? De ce te umilești așa de mult? Că singurul căruia ar trebui tu să te închini, ar trebui să fie Domnul, Dumnezeul tău. Închinarea evreilor mergea în anumite situații foarte, foarte greșit. Foarte greșit. Aveau la un moment dat și au luat, au împrumutat și Ieremia, care a trăit înaintea lui Ezechiel și Ezechiel ia foarte multe profeții, cum bine se spunea aici de la Ieremia, constata deja că în Israel se încetățenise să primească toți zeii celorlalte popoare. Pe orice deal înalt, pe orice vârf de munte, făcuse ceva acolo și se închinau la altcineva în afară de Dumnezeul lui Israel. Dar acum deranjul lui Dumnezeu era că acolo unde era el prezent au început să intre, au pus un idol care înstârnea pe Dumnezeu la gelozie, idolul geloziei numit aici. Nu numai atât, bătrânii lui Israel se închinau la tot felul de făpturi, nu numai atât, femeile plângeau tot la o poartă a casei Domnului pe Tamuz și nu numai atât, în curte acolo erau 25 de oameni care nici măcar nu stăteau cu fața la templu. Stăteau cu fața la răsărit, cu spatele la templu și se închinau la soare. Ori lucrul acesta
l-a făcut pe Dumnezeu să iasă din templu și să lasă poporul acesta într-o condamnare. Și cum spune Dumnezeu aici, urgia mea va veni peste ei. Au fost duși în robie. Robia aceea de 70 de ani i-a lecuit pe evrei pentru totdeauna de idolatrie. Pentru totdeauna. Evrei, niciodată nu-i vei mai auzi. Dacă te duci la ei acum și le spui, numai niciodată, au fost lecuiți complet. Frații mei, aș vrea să vă spun, nu trebuie să trecem prin aceleași lucruri în care au trecut ei. Pentru noi e simplu de a spune, te duci în robie, dar știți ce înseamnă război? Bineînțeles, tribunalul de la Haga judecă crimele de război, frații mei. Citiți cu atenție plângerile lui Ieremia și veți vedea ce înseamnă război. Și doar o mică parte. E doar o mică parte. Când poporul lui Dumnezeu, când femeile, când fecioarele, când tinerii, când bătrânii erau uciși pe stradă, erau batjocoriți, erau măcelăriți, efectiv. Și Ieremia spunea, nu mai am lacrimi să plâng, pentru că urgia Domnului apăsa pe un popor. Și unul dintre subiectele cărții lui Ezechiel este ca să cunoască că eu sunt Domnul. Păi, dar n-ai vrut, Doamne, da, am vrut să mă fac cunoscut prin binecuvântări. I-am păzit. Națiuni mai puternice au trecut în negura istoriei. Nu mai are nimeni pașaport de filistean sau de babilonian la momentul actual. De evreu au. Sunt evrei care au pașaport. Pentru că ei vor rămâne. I-am păzit și i-am ocrotit de toți dușmanilor care au avut să-i extermine. Însă, dacă nu sunt gata să asculte de mine, va veni urgia mea și vor cunoaște atunci că eu sunt Domnul. E mai bine, frații mei, să-L cinstim pe Domnul în bine, Doamne ajută! Amin. Îmi aduc aminte acum de un cuvânt pe care îl spunea Domnul cândva în scrierile sale, în cuvântul Domnului îi spunea la un moment dat lui Moise și el transmitea să spună poporului Israel, Deuteronom, capitolul 28, cu versetul 47, spune Scriptura în felul următor. Și aș vrea să vă spun că ni se aplică și nouă aici. Indiferent de contextul politic pe care îl trăim sau cultural pe care îl trăim, ni se aplică Deuteronom, capitolul 28, versetul 47. Pentru că în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor n-ai slujit pe Domnul, Dumnezeul tău, cu bucurie și cu dragă inimă. Vei sluji în mijlocul foametei, setei, goliciunii și lipsei de toate, vrăjmașilor tăi pe care îi va trimite Domnul împotriva ta. El îți va pune un grumaz pe grumaz un jug de fer până te va nimici. De ce? Pentru că n-au știut să slujească în mijlocul belșugului, când li mergea totul bine, să slujească Domnului și îmi place textul ăsta biblic că Dumnezeu aștepta o anumită atitudine, cu bucurie și cu dragă inimă. Aștepta Dumnezeu, băi, când veniți la adunare, totuși veniți și cântați o cântare. Nu cântați așa de parcă cineva se uită la voi dacă aveți gama bine reglată și stai la un moment dat să te sancționeze. Cântați-mi cu bucurie și cu dragă inimă. Dacă totul te pui pe drum, până vii la adunare, să se vadă pe tine că nu mergi în robie, măi, vii la adunare, când vii și te rogi aici. Roagă-te cu bucurie și cu dragă inimă. Când spui un amin, spune cu bucurie și cu dragă inimă. Pentru că contextul îți cere lucrul ăsta. Spune Scriptura, veți sluji Domnului cu bucurie și cu dragă inimă, dar în mijlocul foametei, când îți auzi intestinile racordându-și gama, atunci n-ai să, ai să trebuiesc cu bucurie, în mijlocul setei, în mijlocul robiei, să slujești pe Domnul. Au ajuns evrei așa. Au ajuns să plângă după Domnul. Au ajuns la un moment dat să-și atârne harfele în sălcii și să spună, Ierusalime, Ierusalime, dacă te voi uita vreodată. Erau pasionați de Ierusalim. Erau pasionați când li se spunea ceva. Dintr-o dată erau foarte atenți. Păi, dar de ce n-ați fost atenți înainte când îți vă vorbea Domnul și vă spunea, pocăiți-vă, întoarceți-vă. Nu acum. Frații mei. Toate stările acestea, într-un fel sau altul, le putem retrăi fiecare dintre noi. Au fost idoli pe care i-au băgat în poporul lui Dumnezeu. Unul dintre ei a fost Moloch. Ieremia vine și subliniază ce făceau ei. Era lucru instaurat și Domnul era supărat pe aspectul acesta. Ieremia, capitolul 32, cu versetul 33.
Mi-au întors spatele și nu s-au uitat la mine. I-am învățat într-una, dar n-au ascultat și nu s-au învățat. N-au slujit cu bucurie și cu dragă inimă. N-au fost pasionați. Și atenție ce au mai făcut. Ci și-au pus urăciunile idolești în casa peste care este chemat numele meu și au spurcat-o. Au zidit înălțim lui Baal în valea Ben-Hion, ca să treacă prin foc lui Moloch pe fiii și fiicele lor, lucru pe care nu-l poruncisem și nici nu-mi trecuse prin gând ca o să fac asemenea grozăvii ca să ducă pe Iuda în păcat. Toate lucrurile astea le-au făcut ei, pe lângă faptul că Domnul le-a învățat, nu l-au băgat în seamă. Era țara lor, aveau templu, Domnul nu putea pleca de la ei. Și spune Scriptura, prin idolii lor, prin închinarea lor, prin gesturile lor, au spurcat locașul cel sfânt și l-au forțat pe Domnul să plece. Nu cumva trăim cu aceeași mentalitate, ne-a mântuit Domnul, de el nu mai poate pleca. Sunt o grămadă de a prinde așa ușor și m-am uitat foarte mulți frați care nu prea vin la biserică, n-au treabă cu sfințenie, n-au treabă cu pocăința, n-au treabă cu cinstea, n-au treabă cu nimic. Domnule, odată ce te mântuiești, Domnule, tu nu mai poți pierde mântuirea. Dacă e ceva de el, probabil n-ai fost mântuit și ca atare cauți să fii, dar dacă te mântuiești, și am zis, băi, ce simplu era. Nu mai avea niciun sens în Biblie să scrie siliți-vă. La ce să mă înțeles dacă tot îți mântuit? Nu era niciun sens în Biblie vegheați. Ce să mai pierd că eu oricum îți condamnat la rai? Îți condamnat la rai. Ce să veghezi? N-am nați veghea. Efectiv, nu trebuie să fiu atent la nimic. Siliți-vă să uniți cu credința voastră. Nu mă silesc deloc. Eu sunt deja salvat. Frații mei, credem foarte mulți dintre noi că l-avem pe Domnul cu noi și oricum nu mai pleacă de la noi. De foarte multe ori, îl silim pe Domnul să părăsească templul lui, care este trupul nostru, căci trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Îl silim prin aceleași stări de lucruri. Și spune Biblia, eu sunt cât voi, câtă vreme sunteți cu mine, altfel nu credeți că eu am abonament. Voi mă părăsiți și eu rămân, poate vă veți întoarce. Frații mei, Dumnezeu e drept, slăvit să-i fie numele. Fii atent la modul în care vezi lucrurile. Fii atent la aceste aspecte. Ei bine, zeul Moloch era un zeu care avea palmele de fier, restul era confecționat câteodată din lut, din piatră, ca să nu ia foc restul. În palmele alea se făcea focul și apoi erau luați copiii nou-născuți și puși în palmele acelea, începeau să bată tamburinele, începeau să bată tobele și în răcnetul mulțimii de acolo era închinat, pus copilul acela în focul acela să ardă și evreii făceau așa ceva. Stimații mei, nu-l mai avem pe Moloch, dar jertfim copiii noștri pe altarul luxului și al confortului. Nu uitați, copiii sunt o binecuvântare. Restul Mercedes-urile nu le ducem cu noi în rai. E bine să le avem, dar pe aici. Casele nu le ducem cu noi în rai. Indiferent ce ar fi, nu le ducem cu noi în rai cecurile. Copiii ni putem duce în rai, Doamne ajută! Copiii ni putem duce în rai și Dumnezeu ne cheamă să primim copiii ca o binecuvântare și să-i tratăm ca o binecuvântare. Îmi place de oamenii care vorbesc de copiii care sunt o binecuvântare și vorbesc și țin foarte mult la naștere de copii. Nu contest cu nimic lucrul acesta. Problema este că nu numai prima etapă e importantă, să naști copii, ci să-i crești în frică și teamă de Domnul. Să le dai o cărare bună. Copilul în Biblie spune Scriptura că sunt ca niște săgeți. Tu trebuie să-l pregătești. Să-i arăți ținta, să-l îndrezi pe țintă. După ce l-ai scăpat din arc, degeaba spui că ținta e greșită. Nimeni nu mai poate aduna, se duce la jumătate de curs, să ia săgeata și o pune înapoi în tolbă, știi, că am ratat ținta. Nu poți! Odată ce ai întins arcul, cu săgeata pregătită și i-ai dat drumul spre bani, că toată ziua numai la bani te-ai gândit, o plecat spre bani, te duci pe traseu, nu, că vreau să te duc spre adunare, vreau să te duc spre dărnicii, nu se mai poate! Săgeata o plecat spre țintă. De aceea e important când crești copiii, să-i crești, să aibă traiectorie bună, să fii sigur că atingi ținta și nu mă că o atingi, că o penetrează, că intră în țintă. Nu-ți ajută cu nimic o săgeată boantă în vârf, așa, care ajunge la țintă și cade jos. Sunt o grămadă din ăștia care îți propun să ajungă, când ajung nu mai nu fac nimic acolo. Nu mai știu să pierd în fața evenimentului. Ești chemat să atingi ținta și să iei lucrul respectiv. Ei, creșteți copiii pe direcția aceasta. Copiii trebuie crescuți să atingă ținta. Și când a plecat din casa părintească, el are de atins niște ținte. Una dintre ele e să-și mențină mântuirea. Amin.
alta dintre ele este să fie părtaș cu frații la casa Domnului, ca Dumnezeu să-i răsplătească într-o zi slujirea aceea. Doamne ajută! Amin. Suntem pregătiți să trasăm lucrurile acestea? De foarte multe ori, pentru carieră, lăsăm copiii noștri în grijă cui o fi. Cui o fi? E bine cu bisericile care au școală duminicală, de foarte multe ori vezi anumiți părinți să-și aduc copiii la școala duminicală, îi basculează aici în față la dumneavoastră, îi dau la prof, la educator și îi se duc să odihnesc. Nici nu intră la adunare, se duc să odihnesc. Sunt în multe comunități așa. Pentru că el n-are timp de așa ceva. Tocmai au muncit până sâmbătă seara. Duminica e zi de odihnă pentru el. Copiii îl deranjează dacă a stat acasă. Minunat este că este școală duminicală. Minunat, el se roagă, dacă îl întreb, mă rog pentru educatorii la școală duminicală, pentru învățători, Dumnezeu să le dă răbdare că eu n-am, să le dea ei lor. Și vine și aduce, el se duce și se odihnește, vine numai și ia sau roagă pe cineva, vezi măi, poate mi iei pe mine și mi-i aduci, dacă vrei să mi-i ții la tine, excelent, mă mai odihnesc eu puțin. Frații mei, nu așa se rezolvă, este tot o închinare la Moloch. Când copiii ți-i lași în grijă altcuiva, fac ce pot și frații la școala duminicală. Dar nu uitați că copiii sunt la școală, la școala laică, foarte multe ore pe zi. Când vin acasă, trebuie să ai timp de părtășie cu ei, ca să le formezi traiectoria. Săgeata are în spate niște pene, așa, care îi creează, tu trebuie să-i le pui alea. Săgeata are un vârf, tu trebuie să-l pui. Tu trebuie să-i spui când zboară, zboară-ți pe țintă și trebuie să o atingă. Tot ce începe, duce la bun. Sfârșit, tu trebuie să-l înveți lucrurile astea. Nu te apuca de un lucru dacă nu ești clar că vrei să termini. Nu pleca pe un drum dacă știi că nu vrei să mergi până la capăt. Calculează înainte de a zidi. Fă-ți calculul când ridici un turn, ca nu cumva să rămâi la jumate. Părinții care sunt responsabili, învață lucrurile acestea. Măsoară de două ori și tai o singură dată și asta te învăț eu. Lucrurile acestea se pregătesc, frații mei. Ori de câte ori lăsăm așa harul Domnului, ne trezim la un moment dat că se ocupă alții de copiii noștri mai mult decât ne-am ocupat noi. E foarte interesant. Într-o lume în care noi avem de construit case, într-o lume în care noi avem de plătit biluri, într-o lume în care noi avem de câștigat bani, într-o lume în care noi trebuie să dezvoltăm relații și să ajungem sus în carieră, într-o asemenea lume, sunt oameni care au timp liber pentru copiii noștri. Sunt oameni care li vorbește căci căsătoria nu e aia care a făcut-o taic-tu cu maic-ta. Sunt oameni care îți plătiți și pe banii noștri, care au timp să se oprească în dreptul lor. Dacă te se duci un copil de-al nostru la psiholog, la școală, toate lucrurile se opresc. Îi primi cu drag, ba chiar i-a așteptat de foarte multă vreme să vorbească cu el și îl descoase. Nu-i așa, nu-i așa, sunt pregătiți, îți plătiți și știu ce au de făcut. Frații mei, este datoria noastră nu numai să-i primim din partea Domnului, ci să-i creștem pentru Domnul. Amin. Nu uitați că avem la îndemână și rugăciunea. Nu uitați că avem la îndemână biserica. Nu uitați lucrul ăsta. Cu toată educația pe care le-o dăm, există o marjă de risc. Există o marjă de risc. Samuel a slujit Domnului, dar copiii lui nu o călca pe urmele lui. Dar Samuel n-avea biserică. Samuel a slujit Domnul, dar n-avea biserică. N-avea cine să-l înțeleagă. Le mai spun la frați, câteodată am fost în Australia, la vreo două rânduri la convenție acolo, și am întâlnit acolo un frate care avea 16 copii. Și unul dintre ei, la un moment dat, a lăsat adunarea. Îmi spunea el, când trebuia să meargă să formeze o biserică undeva și l-o delega frații, pleca de la ora 3 dimineața și punea toți copiii într-un autocar, nu era buz, într-un fel de autocar. Așa își lua el soția și copiii și pleca acolo. Pleca la 3 dimineața și ajungea înainte la frață de acolo, la adunare, că ea vineau mai târziu de aproape. Și intra, slujea acolo, după care stătea cu frații și la slujba de seară, după care pleca înapoi. Și drumul ăsta l-a făcut deseori în diferite locuri din Australia, unde bisericii sunt destul de departate. Și omul ăsta slujea acolo. Și a spus, Doamne, ai în vedere. La un moment dat, 15 dintre copiii lui au încheiat legământ cu Domnul și au intrat în biserică, slăvit să fie Domnul. Unul dintre ei, George, o ales alte drumuri din cauza prietenilor și așa mai departe. Am văzut omul ăsta, era măhnit. Le spunea la fraților, e convenție acum, sunt grămadă de oameni aici. Frații mei, la rugăciune de cauză, vă rog frumos rugați-vă și pentru George meu. Frații erau deranjați ceilalți păstori. Păi eu am unul singur și ăla în lume. Și tu pentru George a tău, că ai 16, tu în loc să te bucuri de aia 16, e unul pierdut. Eu am unul și ăla în lume. Lume, tu vii totdeauna și ne deranjezi. Băi, fraților, George e al meu, e al 16-a și e al meu.
Eu nu pot să-l trec ca și cum se poate pierde. Nu, rugați-vă pentru George meu. Când era un cer de rugăciune, știți, rugați-vă și pentru George meu. Când era o rugați-vă și pentru George meu. Câteodată stătea și știa că trebuie să apară omul ăsta să spună pentru George lui. Parcă era, poate mă uitam la ceilalți membri din familie, poate, nu, nu, toți știau că rugăciunea contează și rugăciunea fraților contează. La un moment dat, George era în pușcărie pentru că l-a prins ăștia cu droguri, că nu știu, mai umbla el așa, credea că îi merg lucrurile, l-a băgat în pușcărie, în pușcărie l-a cercetat Domnul prin rugăciunea fraților, în pușcărie s-a întors la Domnul, a ieșit afară, s-a căsătorit, s-a botezat și acum e în biserică, slăvit să fie Domnul. Pentru că a avut biserică. Ceilalți păstori care aveau unul singur în lume, nu au spus la nimeni, și acum sunt lume. Și acum sunt lume. Nu-i bun asta. Băi, dar dacă tot sunt acolo, frații mei, rugați-vă pentru copilul meu, Doamne ajută. Hai biserică aici, mă judică careva, băi, trebuia să mai stea pe acasă, trebuia ascultare, e problema ta, eu nu te-am venit să-ți prezint să mă judici tu. Și cu judecata ta, te rog frumos, roagă-te pentru mine rugăciune. Asta fă, atât tot. Cu judecată sau fără. Văd o grămadă de oameni care nu se deschid când au probleme, când mă judecă frații. Păi lasă te judeci, dar măcar să roagă pentru tine după aceea. Roagă-te cum știi tu, dar roagă-te pentru mine. Ei, ai biserică. Ai biserică. Samuel nu avea. Este câteodată situația asta când înveți copilul, când îi dai direcția bună. Și chem biserica la rugăciune. Sunt oameni care postesc pentru tine. Sunt oameni care se unesc în rugăciune. Nici nu-i știi. Le spuneam la fraților o experiență pe care am avut-o în sânul comunității noastre când un tânăr, un dintr-o familie de slujitori, a fost ademenit la un moment dat de o femeie, în așa fel încât la 17 ani a plecat de acasă, l-a dus undeva prin Italia, l-a lăsat pe mâna la niște albanezi ceva pe acolo, părinții slujitori, tatăl slujitor, mama disperată, unii copilul meu. Au venit la mine și mi-a spus, frate, vizia, ajută-mă, dumneata știe în Italia. Băi, ce știu eu în Italia, în cizma italică, acolo e destul de mare. Unde? În nord, în sud, în centru, în Sicilia, la Roma sau Torino, Milano, unde? Nu știm unde. Băi, și cum, ce să vorbim cu carabinieri? Ce să vorbim, da? Reușim să vorbim cu unul dintre păstori de acolo, unii spunem că-i. Nu avem de unii să-i spunem că-i. Și ce facem noi acum? Ce facem? Că nu-i de voie, e undeva, e închis, e ce? Nici nu știm dacă trăiește. Singura soluție pe care o avem, dacă mai ai prieteni în adunare, dacă mai ai persoane care știi că te iubesc, dacă mai ai persoane care nu numai la grătare vă întâlniți și la rugăciune, te rog frumos, roagă-i să se unească cu voi în rugăciune și care poate în post. O găsit omul ăsta, oameni care au început să se roage pentru el. În foarte scurtă vreme, o scăpa băiatul ăla, de unde era închis, pletos, cu un dinte rupt, cum era el, o scăpa de acolo, o plecat la cineva, l-a luat un păstor, l-a trecut așa ca la un moment dat, l-a dus la frizerie, l-a aranjat, l-a schimbat la față, l-a aranjat, l-a pus pe o mașină, cu mașina aceea ca un comand, o păzit, o venit în țară, o ajuns în țară, s-a întors la Domnul, s-a podezat, s-a căsătorit și acum e în adunare, slăvit să fie Domnul. Da, dacă oamenii ăștia n-aveau. Încă o dată vă spun, Samuel n-avea biserică. Tu ai frați cu care te întâlnești în fiecare marțara. Tu ai frați cu care te întâlnești în fiecare duminică. Dacă îți porți povara singur, e problema ta. E problema ta. Vă reamintesc textul ăla biblic care mă motivează pe mine. Și anume, spune Scriptura că prietenul Domnului Iisus Hristos, Lazar, s-a îmbolnăvit. Și Maria și Marta nu-și făceau nicio problemă. Imaginați-vă că au fost la vindecări de lepră, vindecări a unor oameni care n-au văzut niciodată cu orbire din naștere. Au văzut tot felul de minuni pe care le făcea Domnul. Și fiindcă erau așa de aproape, erau prietenii lor. Domnul Iisus deseori se oprea în Betania să se odihnească la ei. Să creiasă în mintea lor ce s-ar fi creat în mintea mea. Băi, indiferent ce boală aș avea, îl chem pe Domnul și nu contează cum se cheamă. Domnul vindecă. Și iată că Lazar se îmbolnăvește. Și cum era normal, surorile trimit repede răspuns. Vino repede că Lazar, fratele nostru și prietenul tău, e bolnav. Și Domnul nu fuge repede. Pentru că a vrut să le mai învețe pe surorile un lucru. Că el nu numai vindecă, ci el și învie, slăvit să-i fie numele. Și întârzie. Stau și mă gândesc ce-o fi fost în mintea la astea două surori când vedeau pe fratele lor că transpiră sudorile morții și uitau pe geam că Iisus n-apare. N-apare, se uitau de unde trebuia să vină el, nu apare, întârzie foarte mult. Și priorități are el de întârzie și nu vine. Uite-l că moare. Și a murit.
cum era vremea atunci, l-a luat în aceeași zi și l-a băgat într-un mormânt și l-a acoperit cu o piatră mare deasupra mormântului. Spune Scriptura, după aceea Domnul Iisus Hristos vine după 4 zile, încă vine Domnul Iisus Hristos. Și surorile, ca o formă de reproș, mă bucur de respectul pe care l-au avut, că alții poate spuneau altceva, dar au spus, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Știam de lucrul ăsta. Și Domnul spune, eu sunt învierea și viața. Dar ține spre ceapă? Ține spre ceapă? În situația aia nici n-aveai cum să pricepi. Ceva teologic o spus eu, știm că va învia în ziua de apoi. Știm, cunoaștem treaba asta. Văzând Domnul că nu se poate rezolva nimic, merge unde l-a spus, ajunge la mormânt. Și peste mormânt era o piatră mare pusă, destul de grea acolo. Și Domnul spune la un moment dat, dați piatra la o parte. Stau și mă gândesc că cu credința pe care o aveau Maria și Marta, ar fi dorit ele să dea piatra o parte. Dar ce pot face două femei secătuite, de atâta nopți nedormite, așteptării Domnului și a dezamăgirii pe care o aveau a faptului că Domnul n-a venit și fratele lor, singurul lor frate, a murit. Ce pot face două femei? Dar acolo au fost oameni care au dat piatra la o parte. Stimații mei, câteodată trebuie să dăm piatra la o parte despre cei dragi ai noștri. Se spune acolo că miroase greu, că de la ei miroase alcool câteodată, miroase a răzvrătirii de la ei. Îi vezi că vin la 3 dimineața, miroase ce miroase și câteodată trebuie dată piatra la o parte. Vezi și soțul și soția, părinții, că suscați de la atâta post, că suscați de la rugăciune. Ce bine e atunci să ai biserică. Și la un moment dat să fie oameni care se spună, dați-vă puțin la o parte, dați-ne voie să mai venim înaintea Domnului cu rugăciune și cu post. Și vezi pe oamenii aia cum pun și dau piatra la o parte. Și după ce piatra e dată la o parte, aud glasul Domnului, Vasile, Ioana, vino afară. Și îl vezi numai că apare la biserică și spune, nu știu ce a fost de capul meu, dar vreau de astăzi înainte să slujesc Domnului. Pentru că ai frați. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, avem datoria de a ne crește copiii și nu de a-i jertfi pe altarul lui Moloch. Mai sunt zei despre care doresc să vorbesc și zei actuali. Fratele o sublinia deja de Sfântul Valentin, ne deranjează aspectul ăsta, tu mă atunci trimitem și noi minimioare pe tot felul de rețele, de socializare, s-o grămadă de lucruri. Știm să ne asortăm foarte bine cu timpul și cu vremea. Știm de obicei să dăm cadouri, ba chiar surorile așteaptă cadouri și câteodată îl plâng pe Tamuz la poartă când o primit. Din cauza asta, aș vrea să vă spun, stimații mei, foarte important pentru noi să știm că aceștia sunt idoli care nu au fost cosmetizați și aduși în viața noastră. Aduși în viața noastră. Unul dintre lucrurile pe care ne apropiem de momentul ăsta, ne apropiem. Când în foarte multe biserici din țară o să vedeți brăduțul și o să vedeți pe moșul. Pe moșul Crăciun, moș Gerilă, sau cum îi mai spuneau ăștia pe timpul lui Ceaușescu, era Gerilă, acum e din nou Crăciun. Ce se întâmplă? Bineînțeles că spuneți, domnule, omul ăsta probabil vine din Moldova și e mai îngust, așa. Nu sunt îngust. Eu nu sunt împotrivă de dat cadouri la copii. Și nu numai în decembrie, dați-le în fiecare lună, Doamne ajută. Nu sunt împotrivă. Problema este că tot anul suntem păziți de Dumnezeu. Că tot anul Dumnezeu ne deschide uși și oportunități să putem munci și bine. Când tot anul Dumnezeu ne păzește copiii la plecare și la venire. Când tot anul Dumnezeu ne dă putere să putem munci cu mâinile noastre, să-i ajutăm în tot anul. La sfârșit de an, luăm din banii pe care ne-o dat Domnul, cumpărăm cadouri pentru copiii noștri și altora, îi punem sub brad și spunem că cadourile acelea sunt de la Moș Crăciun. Pe lângă faptul că e o minciună, luăm banii pe care ni-i dă Domnul și îi punem în cont unui personaj care nu există. Și asta se cheamă, frații mei, închinare la idol. Știu că vi-e greu să identificați. Eu vă spun pe direct. Foarte clar. Frații mei, vreți să dați cadouri la copii? Scoateți bradul, luați copiii, cumpărați-le cadouri și nu vă băteți joc de cadouri. Cumpărați-le cadouri și dați-le în numele Domnului Iisus. Amin. Fără nicio problemă. Pentru ce-l băgați pe moș în toată treaba asta? În afară că vreți să-i dați cinste altcuiva. Și asta începe să pătrunde din ce în ce mai mult.
Nu înțeleg, păstori, nu înțeleg, slujitori, nu pricep de ce fac lucrul acesta. Dar există versetul ăsta la care, sau vrem să întărtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari ca El? Verificăm, nu? Eu cred că nu-i cazul să verificăm dacă suntem mai tari ca El. Clar, suntem foarte slabi. Dar să ne ajute Domnul să ne pocăim. De ce să nu spun că observ după perioada asta, imediat este Moș Nicolae, care vine și pune cadouri în papuci. Și de foarte multe ori copiii își lasă papucii pe afară, pantofiorii pe afară, câteodată îi scoate pe alu tata că sunt mai mari și încape și așa mai departe, dacă pune totuși ceva să fie acolo și a putea cumpăra câteva numere mai mari. Și tristețea este că și ai noștri, de unde i-a luat asta? Cine anume a adus-o? Pentru ce a adus-o? Să-L cinstim pe Domnul? Și lucrurile astea pătrund încet și ne mirăm după ce facem lucrurile astea, după aia le acceptăm în fața Domnului, pe banii Domnului, pe sponsorizarea Lui și în fața ochilor Lui, așteptăm, Doamne, dacă vrei, după închinarea mea, să-mi dai un dar spiritual sau să mă umpli de Duhul Tău cel Sfânt. Ce să faci cu El? Să-L cinstești pe Moloch? Să-L cinstești pe Moș Gerilă? Ce să faci? Să nu vă mirați, frații mei, că avem o criză acută de daruri spirituale. Ca Dumnezeu să toarne daruri, trebuie să ne întoarcem la El. Amin. Și să-L slujim numai pe El. Amin. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu gelos, un Dumnezeu care are nevoie de dedicarea noastră. Frații mei, v-am spus că închinarea în primul rând îl face pe om să coboare, în al doilea rând închinarea îl face să aibă părtășie cu demonii și în al treilea rând închinarea aceasta la idoli îl face pe omul respectiv să fie foarte tolerant cu păcatul. Toată închinarea idolatră le plăcea evreilor, știți de ce? Pentru că Dumnezeu le dădea voie să mănânce la sărbători, la închinare. Când se adunau și se închinau la templu, din jertfa pe care o aduceau, o dădeau și preotului, dar mâncau și ei. Dumnezeu le dădea voie să bucure. Erau sărbători de câte 7 zile, când stăteau și se bucurau. Nu era problema de asta. Ceilalți zei nu numai mâncau și beau și se bucurau, ceilalți zei trăiau în promiscuitate, ceilalți zei aveau la sfârșitul zilei orgii sexuale, ceilalți zei trăiau în nelegiuire și le dădea voie. Și evreii erau tare bucuroși. Vă aduceți aminte când, la un moment dat, se știa că nu poate sta nimeni împotriva evreilor. Și-o chemat Balac pe Balaam, vino și-i blastă-mă, măi. Că știu, eu cu armata nu pot sta. O terminat Erihonul, nu înțeleg cum l-o terminat. Nu a avut catapulte, nu a avut berbeci, nu a avut nimic din sistemul de asalt asupra unor ziduri. O cântat ceva, o strigat de la 7-a oară și s-au dus zidurile jos și au măcelărit pe toți. Eu nu pot să rămân, pot numai dacă pot ataca pe Dumnezeul lor. Și l-a chemat pe Balaam și Balaam a spus, nu pot să-i blastră. Ce-a binecuvântat Dumnezeu, eu nu pot blastăma. Dar Balaam mi-a dat o idee și a spus, Dumnezeul lor e sfânt. Dumnezeul lor e sfânt, eu nu-i pot blastama. Dar dacă reușești să-i faci cumva să se întineze cu păcat, ai biruit. Că Dumnezeul lor e sfânt. Caută să-i ademenești la închinarea la Dumnezeii tăi. Cu dans, cu mâncare, cu băutură și cu setul complet. Și vă aduceți aminte că au plecat tineri din Israel să se închine împreună cu fetele moabite și au mers mai departe, pentru că nu se închinau la Dumnezeu atunci. Fiecare mergea cu prietena lui, mergea în cort și la un moment dat Finea s-a luat o suliță și i-a lovit pe amândoi pe unii care, fără cutupeu și nerușinare, au venit chiar prin fața liderilor lui Israel și i-a lovit pe amândoi prin pântece, oprind mânia. Dar în ziua aceea știți cât au pierit? 22.000 de tineri. La ce i-a atras? La ceva ce Dumnezeu nu dă voie. Dumnezeu îți dă voie să te bucuri de latura intimă, dar în cadrul familiei tale, amin. Atât tot. Nu există căsătorie de probă, nu există concubinaj, nu există lucruri la care la momentul actual se vorbește. Atâta lejeritate există astăzi privitor la familie. Păi te căsătorești în aer, măi. Te căsătorești sub apă, dacă vrei, submarin. Dumnezeu ține cont că te-ai unit înaintea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Și așteaptă să onorezi căsătoria aceea. Indiferent ce observi, traseu. Cât de lejer la momentul actual. Nu v-ați gândit vreodată că Dumnezeu onorează aceste căsătorii? Face un preot biat căsătoria cuiva.
Eu fac în biserică ortodoxă sau în cea catolică, e beat. Și femeia aceea sunt însărcinată în a șasea lună. Atât de mult onorează Dumnezeu unitatea aceea, pentru că o consideră validă. De aceea când ei vin la noi și se pocăiesc, noi îi botezăm, dar nu îi mai cununăm. Pentru că recunoaștem că acea căsătorie este validă. Stimații mei, ne jucăm de-a căsătorie acum. Sunt tot felul de idei, las-o băi, mergem mai departe. Stilul ăsta de viață nu vine de la Dumnezeul cel Sfânt. Vine de la zeii lumii foarte permisivi, care îți dau voie să-ți lași nevasta, să iei pe alta mai tânără, să-și lași bărbatul, să mergi după altul cu bani și tot așa. Și Dumnezeu să ne ajute să trăim conform voiei Domnului. Nu te trezi la sfârșit de drum când nu mai poți face nimic, că ai trăit o viață în prea curvie. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, dacă cineva își lasă nevasta și se recăsătorește cu alta, trăiește în prea curvie atât el, cât și fata aia sau nevasta aia care s-o căsătorit cu el. Și indiferent ce interpretăm, dăm noi Scripturii, ea rămâne sfântă. Amin. Zeii popoarelor sunt foarte atractivi din cauza părții finale a libertinismului sexual. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu care îți dă voie să te bucuri în cadrul familiei. Îți dă voie să ai binecuvântare, să ai împlinire și să ai satisfacție. O satisfacție pe care nu ți-o oferă lumea aceasta cu toate provocările ei. Însă trăim într-o lume în care în creștinism și mai ales în mediul occidental de aici, lucrurile încep să se schimbe. Las frații că avem noi să joacă și păstori, să joacă și oameni cu viața lor. V-aș ruga tare mult să revenim la Scriptură, Doamne ajută! Amin. E atât de important pentru noi. Asta presupune, stimați tineri, deschideți ochii bine, bine. Nu mergeți pe una sau pe cealaltă. Sunt de acord cu descoperirile, sunt de acord cu visurile, sunt de acord cu vedeniile, sunt de acord cu călăuzirea, dar cere de la Domnul foarte clar că nu-i pe un an, nu-i pe doi, e pe toată viața. Amin. Le spuneam la tineri și cu alte ocazii, de foarte multe ori aud predicatori și slujitori care vin și spun cu cine vrea numai în Domnul. Cu cine vrea numai în Domnul. Și așa îi învățăm pe copiii noștri, băi, cu cine vrei numai în Domnul. Dar nu trebuie rugăciune. Cu cine vrei numai în Domnul. Poți să-ți vezi de treburile tale, poți să mai stai la meciuri, poți să stai la filme, poți să stai cu cine vrei, să fii în Domnul. Dacă e prin adunare, dacă e pe aici, dacă e în Domnul, verifici tu că e în Domnul cu aparatele tale, verifici tu dacă e în Domnul și fără nicio problemă. Frații mei, când Biblia spune cu cine vrea da în Domnul, nu se adresează la tineri și la fete, se adresează la văduve. Adică, domnule, la 50 ceva de ani s-a murit bărbatul. S-a murit bărbatul care a trăit cu el 30 ceva de ani. S-a decedat bărbatul. Și la momentul actual ai rămas la 50 ceva de ani. Apostolul vine și spune văduvilor tinere, pot să se căsătorească cu cine vor, da, în... Dar nu se pune problema la tânăra asta. La tânără. El trebuie să caute exact pe cel sau pe cea pe care a dat Dumnezeu. Doamne ajută! Dacă există. Dacă există. Că sunt situații la fete când Dumnezeu de la început a hărăzit-o să rămână așa. Și ea pe toate drumurile stă la agațat. Și ea pe toate drumurile caută în Domnul și tulbură și așa mai departe. Tot felul de vorbării direct. Nu mai intru în direcția aceasta, ci vreau doar să vă spun atât. Deschideți ochii mari și căutați fața Domnului. Amin. Chiar dacă mai întârziați puțin cu decizia, dar e o decizie pentru toată viața. Cereți sprijin părinților, cereți sprijin slujitorilor, nu vă izolați. Dacă ai început să vorbești cu o fată în vederea căsătoriei, cere referințe de la frații slujitori, de la biserică, cere referințe. Ce fel de persoană este? Ce fel de persoană este? Pot să-mi duc mântuirea până la capăt? De aceea e foarte bine să ținem cont de aspectele acestea. Iubiții mei, ne arată Sfânta Scriptură foarte clar că închinarea la idol presupune o decădere spirituală. Când cădem la să ne închinăm făpturii în locul Creatorului, apoi presupune, stimații mei, o părtășie cu demonii, foarte multe lucruri întinate demonic pătrund în familiile noastre și în viețile noastre, din pricina aceasta, sunt oameni care sau tineri care mai ascultă muzică rock, țin CD-urile în mașină și se miră că n-au productivitate în viața spirituală.
Aș vrea să vă spun, stimații mei, orice are sorginte demonică, orice are foarte mulți lideri ai muzicii rock, își închină CD-urile acelea lui Satana, fără să te anunțe pe tine, la tine are bani nevoie numai de euro, să-i dai sponsorizare sau să plătești CD-ul. Tu îl ții acolo, manelele pe care le ascultați câteodată, că vă place muzica pe care o pune acolo, sunt de sorginte. Caută muzică liniștită. Caută cântările Domnului, ține-le acolo, cere Duhul Sfânt peste tine ca să fii ocrotit, că altfel intri în părtășire cu altcineva. Cu altcineva. Și te miri de ce nu poți dormi noaptea, te miri că ai coșmaruri, te miri că ai vise pe care nici nu ți-o trecut prin cap așa ceva. De ce? Pentru că în prejurul tău, în casa ta câteodată, se găsesc lucruri. Te duci prin anumite excursii, de exemplu, te duci prin anumite zone unde au zeii localității respective. Au tot felul de relicve, tot felul de măști, tot felul de pene, tot felul de lucruri. Le cumpiri și tu ca amintire. Nu uita, lucrurile acestea fac legătura cu demonicul. De aceea e bine în casa ta, dacă ai ceva, să ai lucruri care amintesc de Scriptură, Doamne ajută-mi. Fii atent la lucrurile acestea. Să nu credeți că la un moment dat condamnăm pe anumiți frați că sunt prea conservatori. Dom'le, nu țin niște pahare, niște cutare. Da, ei nu țin acolo nici măcar dragonul chinezesc. Ei nu țin acolo nici alte lucruri care au origine demonică și să știe de-a lungul timpului că au fost folosite la închinări satanice. Iubiții mei, de aceea să ne păzim de orice ni se pare rău. Doamne ajută! Asta a fost condamnarea Domnului. Însă Domnul, pentru poporul ăsta care și-a bătut joc de el, care se închina la soare, la stele, la horoscop, la natură, trăim la momentul actual, vorbim de mama natură, de planeta Pământ, de ecologiști vorbim foarte mult. Și de multe din lucrurile care se iau la nivel politic, la momentul actual, se iau din cauza aceasta. Este o formă de închinare idolatră. Aș vrea să vă spun că în mijlocul acestor lucruri, Domnul intervine periodic ca să pedepsească pe cei ce s-au lipit de idol și nu se pocăiesc. Slava Domnului iese din Sfânta Sfintelor până pe trepte. Slava Domnului iese până la poartă. Slava Domnului așteaptă o pocăință. Dar ăștia nici gând de așa ceva. Nici gând. Noi așa am primit, așa mergem înainte. Și apoi Domnul spune, vă lecuiesc eu. Urmează 70 de ani de robie. Urmează distrugerea templului, urmează umilirea poporului Dumnezeu, urmează să fie uciși, morți de foame, canibalism între ei, pentru că urgia Domnului este peste ei. Totuși, în mijlocul lor au fost oameni care au gândit altfel, care arată că Dumnezeu știe să facă diferența. Ne arată cuvântul Domnului în capitolul 9, cu versetul 4, în felul următor. Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți erau 6 asasini chemați de Dumnezeu să nimicească. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tinere, pe fecioare, pe copii și pe femei. Dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Dumnezeu cheamă 6 făpturi care să asasineze, ca să ucidă. Și în fața lor cheamă pe un bărbat care avea o călimară și îi spune, fă un semn pe frunte la toți ăia care nu-s de acord cu starea asta. Nu pot face nimic. Nu pot da împăratul jos, nu pot da guvernul jos, nu pot face nimic. Dar nu s-au complăcut în starea asta. Suspină și gem înăuntru că nu merg lucrurile cum trebuie. Suspină și gem. Eu fac diferența. Nu-i ucid pe toți, după aia aleg. Nu, îi aleg aici. Fă un semn pe frunte. Și cât de mare să fie ciuda ucigașului, să nu se atingă de el. Nu pentru că e nervos babilonianul. Nu pentru că e supărat babilonianul. Ci pentru că eu am făcut un semn care face diferența. Să ne ajute Domnul să pună semnul și pe noi. Amin. Nu știu ce se va întâmpla în viitor. Văd că toate ziarele prezintă ce arme au americanii, ce arme au rușii. Văd că coalizează. La momentul actual are loc unul dintre cele mai mari manevre militare din istoria lumii, în Rusia, unde sunt China băgate, Mongolia băgate, invitați turci acolo. Toți ceilalți stau speriați și se uită la ce se întâmplă. Nu durează mult. E important pentru noi să avem un semn că slujim pe Domnul. E important Dumnezeu să ne știe că suntem ai Lui. Amin. Doamne ajută! Amin.
M-au uitat aici copiii ăia, ce erau vinovați? S-a așteptat ca părinții lor să aibă o altă atitudine. S-a așteptat ca părinții lor să nu se complacă și să spună, băi, așa merge lumea, ești îngust. Cât ai să mai vorbești de treaba asta? Nu, suspinau și gemeau că lucrurile nu erau așa cum trebuie, că poporul nu mergea așa cum trebuie. Văd o grămadă de oameni care nu m-au starea asta. Foarte mulți au o bucurie lăuntrică crezând că ei vor scăpa, vine Dumnezeu și judecă. Nu-i găsim pe oamenii ăștia să aibă atitudinea asta. Suspinau și gemeau că lucrurile nu erau corespunzător, că nu se slujea cu bucurie și cu dragă inimă lui Dumnezeu. Dar a venit Dumnezeu și a făcut un semn pe fruntea lor. Tot în perioada respectivă a trăit Ezechia și mâna Domnului a fost cu el, l-a ocrotit, l-a păzit. Toți oamenii aceștia trebuie să plătească un preț, frații mei, un preț. Prețul de a fi neconform, de a spune lucrurile pe față, de a spune adevărul e adevăr și minciuna e minciună. Nu pot să schimb nimic, dar eu trăiesc altfel. Sunt supărat de modul de trăire, dar înăuntrul meu vreau să fie sfințenia, vreau să fie curățirea, Doamne ajută! Amin. Nu poți schimba societatea, n-ai cum, nu poți schimba pe vecin, nu poți schimba pe soacra și pe socru, nu-i problema ta și nu poți lucrul ăsta, dar te poți schimba pe tine, Amin. Trăind în pocăință, Doamne ajută! Amin. De multe ori muncim, transpirăm, ne rugăm să se schimbe alții, dar noi nu-l mai schimbăm. Ba da, noi ne putem schimba, restul se vor schimba sau nu, dar e important pentru mine ca în ziua aceea când trece omul cu călimara să-mi las un semn pe frunte. S-a meritat să oftez, s-a meritat să plâng, s-a meritat să gem, pentru că ziua aia va face diferența. Nu vor fi lucruri la soartă și la întâmplare. Toate lucrurile vor fi bine precizate. Cine va fi în dreptul tău, nu va fi glonte care să te nimerească din greșeală. Nu va fi gaz toxic care să vină peste tine, pentru că ai semnul pe frunte, ți l-a pus Dumnezeu. Cred că ăsta e motivul pentru care a trebuit să alergăm noi și casele noastre. Lucrurile se vor răutăți. Și încă un aspect pe care vreau să-l prezint în final, frații mei, te cheamă Dumnezeu să fii păzitor, să fii responsabil pe o anumită zonă. Ezechiel a fost chemat să facă asta. Ne spune Sfânta Scriptură în Ezechiel, capitolul 3, cu versetul 17, în felul următor. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel, când vei auzi un cuvânt care își va ieși din gura mea, să-l înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu vei spune ca să-l întorci de la calea lui ce are și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi sere sângele din mâna ta. Dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea ce are, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă un om neprienit se va abate de la neprienirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înainte și el va muri. Dacă nu l-a înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu îi se va mai pomeni neprienirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă îl vei înștiința pe cel neprienit să nu păcătuiască și nu va păcătui, va trăi, pentru că a primit înștiințarea, iar tu îți vei mântui sufletul. Stimații mei, îi spune Domnul aici, eu îți voi spune ție și tu trebuie să-i spui lui. Sunt lucruri în viață în care Dumnezeu nu vine direct să spună. Sunt informații care vin la urechea ta. Sunt lucruri pe care ochii tăi le văd, pe care nu le vede păstorul, pe care nu le vede comitetul, pe care nu le văd văzătorii, dar le știi tu. Și în momentul ăla, lucrul ăla n-a ajuns la tine ca să faci mișto. N-a ajuns la tine ca să râzi. N-a ajuns la tine, a ajuns pentru că lucrul ăla ți l-a dat Dumnezeu ca să fii responsabil pe el. Ce faci cu informația aia? Ce faci cu ea? Pentru că dacă tu știi lucrul ăla și persoana aia se pierde și tu râzi că nu-i responsabilitatea ta, Dumnezeu nu cere sângele acelui om din mâna oamenilor care n-au știut, și din mâna omului care cumva a știut, el se poate scuza dacă îți spune Domnul, dar Domnul vorbește când într-un fel, când în altul. S-ar putea să-ți fi vorbit prin coleg, prin cineva din familie. Nu neapărat să ai un vis noaptea. Dumnezeu îți descoperă. Responsabilitatea este pe umerii tăi. Și foarte multe informații din astea despre frații voștri ajung la voi. Te poți mântui sau poți să-ți pătezi mâinile cu sânge.
Bineînțeles că, încă o dată, vă repet, e foarte lejer să spui, dar aveam slujitori ordinați în biserică. Nu știu. Dacă ei știau, răspund de ceea ce știu. Dar tu răspunzi de ceea ce știi acum. Sunt oameni care nu sunt capacitați, spune, Doamne, știu că omul ăsta face, e foarte recalcitrant, e foarte așa, nu pot să-i spun, bun, dacă știi, cu info îi încredințezi informația asta. Mergi la cei din conducerea bisericii care răspund și spune Scriptura, vor da socoteală de sufletele voastre, te duci la ei, frate, m-aș duce eu, mi-i cumnat, mi-i rudă, mi-i prieten, s-o înhăitat cu niște oameni, vine acasă mirosând a bere, vine acasă cu alte parfumuri, nu-s parfum de la nevasta, vine acasă, cum vine acasă? Și l-am văzut, a ajuns informația, mi-am făcut șuc, nu pot, vi-l prezint dumneavoastră, vă rog frumos, faceți ceva, să adună frață. Să roagă, sunt oameni în biserică care postesc, cumva să atingă problema aceasta, să ajungă la el. De multe ori, când biserica se unește, fără să știe numele, dar conducerea știe, îi iese Dumnezeu înainte, cumva îi iese înainte și ajunge în mijlocul familiei și Dumnezeu îi zbăvește, slăvit să fie Domnul. Dar tu ai mâinile curate. Când în schimb tu știi, și am întâlnit atâtea cazuri, familiar, știam mai de mult vreme că el face așa ceva, dar știi, era de-al nostru, era... Băi, dar de ce n-ați anunțat dacă tu n-ai putut să-i spui? De ce n-ai anunțat pe cei responsabili, măi? Să iau o decizie, ceva, să știe oamenii, să cunoască. Ei, nu, că l-am anunțat acum, că nu se mai poate face nimic. Crezi că poți plasa sângele pe mâinile altora acum? Ești păzitor, ești responsabil pe o anumită zonă, te-a șugat tare mult. Nu folosi cuvintele și informațiile pe care le ai ca bârfă. Nu folosi informațiile pe care le ai ca clevetire. Ia informațiile alea în serios, că n-au ajuns. N-au ajuns la tine întâmplător. Se obișnuiește în multe comunități și învăți pe frate, dacă auziți ceva de mine, dacă auziți de... nu vă râdiți pe la spate. Vă aștept să stați de vorbă. Îmi convine sau nu, frate Virgil? Am auzit de dumneata ceva, nici nu știu dacă e adevărat. Dar eu nu vreau să mă duc să bârfesc cu altul. Nu vreau să râd prima dată cu informații foarte picante. Nu! Vreau prima dată să spun dumneavoastră, am auzit asta, asta și asta. Dacă e adevărat, să ne ajute Domnul să ne pocăim, iar dacă nu e adevărat, bucur-te că ești vorbit pe nedrept. Nu faci evanghelizare cu mine. Pleacă și spune, dacă ai nevoie de ajutorul meu, sunt la dispoziția ta. Mă scol noaptea și mă rog pentru tine, dacă ai nevoie. Dar am plecat de aici. Sunt unii care vin și spun, frate, am auzit lucrul ăsta. Așa e că faci așa, faci așa, dar știi de capul tău. Dar știi cu... Și așteaptă că ăla ca la evanghelizare să o trească, frate, am făcut, dar nu chiar așa și așa mai departe. Fratele meu, ai o informație, lucrează cu ea corespunzător, vine în fața omului respectiv. Încă o dată, nu poți, n-ai tăria, mergi la responsabilii care îi trebuiește, dar nu-ți păta mâinile cu sânge. Nu mă miră că văd astăzi oameni bărbați în biserică, care toată săptămâna asta au dorit să vină la adunare, nu-și pot ridica mâinile. Să fie un motiv, oare, că informații care trebuiau să ajungă în altă parte sau că trebuie să le prezinți, le-ai ținut la tine și nu-ți poți ridica mâinile? Te-aș ruga în seara asta, lasă ca sângele salvării să-ți curăță viața. Rezolvă problema aceasta și orice informație o vei mai primi, că nu la voi o întâmplări o primești. Nu la voia întâmplării, gestionează-o corespunzător, ca un păzitor. Nu uitați, cel mai mare pericol este închinarea la idol. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și sfânt. Nu lăsa ca închinarea aceasta să te depărteze de Dumnezeu. În al doilea rând, nu uita, Dumnezeu știe să facă diferența. A făcut-o pe timpul lui Not, a făcut-o pe timpul lui Noe, a făcut-o pe timpul lui Ezechiel și o va face și în vremea noastră, amin. Și nu uita, iubitul meu, ești pus păzitor. Dacă cineva se pierde din poporul acesta, cineva știe. Cineva știe. Cineva cunoaște. Nu toate lucrurile ajung la vârful piramidei, cum numim noi, la slujitori. Pentru că pe traseu sunt păzitori. Este soție, este soț, este copil, este cumnat, este coleg de muncă, este coleg de apartament, este coleg de scară. Este cineva care cumva informația ajunge la tine. Fii un om care ai mâinile curate, fii o femeie care ai mâinile curate și să ne ajute Domnul să-L așteptăm pe El. Amin.